maica bătrână, la 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 până și apa mai bună, de bună ar bea apă rășe, la 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 de toată boala îmi trece, apă dulce de băut, la 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 la, apa cu care am crescut, la 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 la, apă dulce de băut, la 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 la, apa cu care am crescut, la 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 la. Mulțumită, la 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 la, te iubesc și mi-s iubită, cu bărbatul cum trăiesc, la 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 la, și copiii cum îi cresc, la 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 la, cu bărbatul cum trăiesc, la 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 la, și copiii cum îi cresc, la 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 la. Mai bine, la 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 la, doruri grele să mă alin, la mai cam izbăzmierdată, la 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 la, de parcă aș fi tot fată, la 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 la, de mai cam izbăzmierdată, la 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 la, de parcă aș fi tot fată, la 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 la. Suioc, la 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 la, lemnili pocnind din foc, și icoana din părece, la 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 la, somnul dulce mi-l păzăște, la 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 la, pădolap gută necoapce, la 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 la, Doamne aici să uită toace, la 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 la, și icoana din părece, la 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 la. Când ai participat la primul festival? Cred că prin 90. După primul au urmat altele și altele. Unde a fost primul festival? Primul festival a fost la Ineu, Floare de pe Crișă, așa s-a numit. Apoi a fost la Muneasa, la Aurelia Fătură, Duțul la Herculane, la Oravița, la Caransebeș, la Luță Iuviță, la Oravița, la George Motoia Craiu, apoi la Maria Tănase și cam atât. La Maria Tănase mai recent, participat. De când ai început colaborarea cu Simeon Țeicu? Cu Simeon Țeicu am început colaborarea de la Memorialul Afilon Lascu, cred că prin 91 a fost. De fapt, el prima dată m-a văzut la Oravița, la festivalul George Motoia Craiu. Atunci m-a văzut pentru prima dată, i-a plăcut foarte mult și după aceea ne-am întâlnit din nou la Memorialul Afilon Lascu. Iar după ce m-am căsătorit cu soțul meu, Petrică Vița, am început să colaborăm. Acest memorial a fi la Lațcu. S-a legat și sigur, prietenia și căsătoria, așa, nu, cu Petrică Vița.
Simeon Țeicu? Ți l-a prezentat pe Federica? Nu, nu. L-am cunoscut, mai de l-am cunoscut la o nuntă. Pe Petrica, eu îl mai văzusem de multe ori, dar eram rușinoasă, eram tânără. El... Urma că el trebuia să facă primul el pas, el m-a remarcat, da, așa este. Și de atunci, de la cel memorial s-a legat Simeon Țeicu, m-a trimis să mă ducă Petrica cu mașina până la reșita și de atunci am rămas împreună. Ați rămas în mașină sau? Nu, în viață. În viață. N-aș fi crezut, la 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 la, că pot iubi așa mult, la 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 la. Tu mă ierți, dar mă port rău, la 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 la. Tu mă adon pe brațul tău, la 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 la. Tu mă ierți, dar mă port rău, la 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 la. Tu mă adon pe brațul tău. Cine nu-mi trece, la 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 la. După cine mă topesc, la 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 la. Și până adorm ce privesc, la 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 la. După cine mă topesc, la 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 la. Și până adorm ce privesc, la 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 la. Dragul meu, știu să face la 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 la, dar ia-ți fac o iritoace, la 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 la. Nici în vis n-aș fi crezut, la 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 la, că pot fi așa mult, la 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 la. Primele imprimări audio, ți-mi minte în ce an l-ai făcut? Păi tot după ce m-am căsătorit, în 91. În 91 ai... imprimat, da, primul album audio. Audio, da, la studio personalul 101 din Calea Sărăș. Iar apoi am făcut deci același material, l-am înregistrat pe un disc și pe o casetă Electrecord, deci la București. Pentru că Daniela Gibes. Pentru că oricare solist la începutul carierei are un idol sau cântă cântările cuiva. La început, până nu a început colaborarea cu Simeon Țeicu, cine îți făcea textele sau de unde îți culegea melodiile? Deci eu, de când am început să cânt, am cântat textele, nu cu Puiul Țeicu. Deci primul album a fost textele lui. Bine, apoi... Înainte de primul album, la festivaluri, la... Am cântat melodii cântate. Deci nu am cântat nimic nou, n-am cântat nimic din repertoriul meu personal. Deci atât că Puiul Țeicu are un rol, are un merit deosebit în cariera artistică a Ramonei Vița. Așa e. Când ești cu Petrica la o nuntă sau la o petrecere, se întâmplă să apară momente de gelozie? Acum nu, la început și din partea lui și din partea ta. La început au fost, ca în orice căsnicie, până ne-am cunoscut mai bine, până... Acum nu mai sunt.
mă bucur să spun că nu va să, pentru că fiecare dintre noi ne-am dat seama că la nuntă sau la petrecere, ocazional, nu mergem să muncim, nu să ne simțim bine, să, de fapt și să ne simțim bine, dar nu pentru plăcere. Mergem? Păcat că nu este și el în studio aici. Da, da, da. Vreau să-l întreb când stă pe scenă el și cântă cu taragotul și tu mergi printre mese, bănuiesc, la o petrecere, nu? Nu e nicio problemă. Și știți voi și să-i primiți, la-la-la-la-la-la. Visânsați, ai mă revestiți. Și știți voi și să-i primiți, la-la-la-la-la-la. Muzicanța-i mai cu geală, la-la-la-la-la. Fiind ca să vă facă fală, la-la-la-la-la. Și vreau să-l purtați, la-la-la-la-la. Doi nilisă, le-ascultați. Și vreau să-l purtați, la-la-la-la-la. Goșilor, veți și mântați, la-la-la-la-la. Și pe noi ne ascultați, la-la-la-la-la. Așa de drag de voi, că veți pătimași ca noi, la-la-la-la-la. Mi-e așa de drag de voi, că veți pătimași ca noi, la-la-la-la-la. Și să-ți ieși mai tare, la-la-la-la-la. Să-ți petreci cu muzicala, că așa-i frumoasă viața, la-la-la-la-la. Să-ți arăți că ieși cu stare. Și să-ți ieși mai tare, la-la-la-la-la. Să-ți petreci cu muzicala, că așa-i frumoasă viața, la-la-la-la-la. Câte albume ai imprimat până acum? Păi, ultimul este al șaptelea. Ultimul, intitulat Bănățan Suflet ales, imprimat la București, la studioul domnului Iordeanu. Un studio de muzică ușoară, dar ai cărui oameni sunt deosebiți și adevărați profesioniști. Cât timp a durat realizarea acestui album? Mă refer la imprimări. Două zile. Imprimările au durat două zile, dar, deci, munca la această casetă a durat destul. Văd aici muzica, aproape, de fapt, la toate piesele, este... Petrică Vița. Petrică Vița. Ca de obicei. Ca de obicei. Cu ce ansambluri din țară ai colaborat? Sau mai colaborezi în continuare? Cu orchestra radio, cu radio-televiziuni, cu orchestra de la Craiova, condusă de maestru Crețu. Așa. Orchestra radio-televiziuni și când era Paraschiv Oprea și acum, de fapt și acum e Paraschiv Oprea, dar la această casetă, tot de orchestra radio ne-am folosit, dar fără, deci nu în întregime și fără Paraschiv. Ramona Vița a colaborat și colaborează în continuare și cu posturile naționale de televiziune. Chiar mai acum câteva săptămâni a fost invitată la Acasă la Români. Cum te-ai simțit acolo? Foarte bine. Acasă la Români. Ca și tine, nu? Ca și tu ai fost și știi cum e acolo. Este o atmosferă plăcută. M-am simțit ca acasă, ca să ieși. Da, să vă pot spune așa. We'll be right back.
știmeți. Să ai grijă de satul tău, haide să nu ducă rău. Să ai grijă de satul tău, haide să nu ducă rău. Să nu o știi, să ai în viață bucurii. Durerea să nu o știi, să ai în viață bucurii. Suflet mare poți să ai, pentru când ce viața ți-o dai. Cu ochii ne lacrimi ascunți, doinele noastre de munți. Cu ochii ne lacrimi ascunți, doinele noastre de munți. Ești păloș, ai dășele, nu-i un pe măsura tă. Ești păloș, ai dășele, nu-i un pe măsura tă. Să poată să ce-ntreacă, cu șată-și o viață întreagă. Nimeni nu stă lângă cine, și-au de sus cu cine ține. Să poată să ce-ntreacă, și-a strigi o viață întreagă. Nimeni nu stă lângă cine, și-ar de sus cu cine ține. Când a fost prima ieșire a Ramonei Vița peste granițele țării și unde? În 97, prima ieșire? Prima ieșire, da. Prima ieșire a fost în Franța. Un turneu în Franța, Germania, Austria, Elveția, a fost în 91 sau 90. Cu ce ansamblu? Cu ansamblul Semenico de la Reșița. Și apoi? Și apoi, cred că prin 93-94, nu mai știu exact, în Elveția. Bine, nu vă mai spun Ungaria, Iugoslavia, asta n-au rost. Iar apoi am fost în Statele Unite în 97. M-am întors înapoi în 98, în februarie 98, și am plecat din nou în 98, în septembrie 98, și m-am întors în 98. Prima dată când ai apărut în Statele Unite, pentru că aici aveai deja un nume consacrat, un nume sacru în muzică populară bănățeană, cum te-au primit bănățenii de acolo? A fost o primire Ramona Vița, caldă. Ramona Vița cu Pedrică Vița. Nu, n-am avut așa o reclamă extraordinar de mare în Statele Unite. Ne-am făcut-o după aceea, deci fiind acolo. De câțiva au știut, au ascultat caseta. E greu, casetele ajung mai greu peste ocean. Casetele video cu atât mai puțin, pentru că ei sunt pe alt sistem. Deci nu au același sistem ca și noi. Deci chiar dacă m-au auzit, m-au văzut în poză, a fost ceva nou pentru ei. Dar primirea a fost extraordinar de caldă și m-am simțit foarte bine toată perioada că am stat acolo. Și n-am stat numai într-un loc, ne-am plimbat, am văzut, am vizitat.
dulce și durerii noi astrânsă, au patim care ard năstânsă. Și durerii noi astrânsă, au patim care ard năstânsă. Luăm locul la-i bătrâni, au, au, pătimim și-aici murim. Și când urâmi de rău, au, au, ce scapă doar Dumnezeu. Și când urâmi de rău, au, au, ce scapă doar Dumnezeu. Găsăm loc pe lume, au, numai ieșea toa ce spune. Numai-n munții noștri dragi, au, au, cu păduri de braș și pași. Nu ne găsăm loc pe lume, au, numai ieșea toa ce spune. Numai-n munții noștri dragi, au, au, cu păduri de braș și pași. Ramona Vița și Petrică Vița au o fiică pe nume Georgiană. Cum ai suportat dorul de casă, dorul de copil atâta timp? A fost greu. Asta este. M-am gândit că așa trebuie să fie și n-am avut încotro. Deci așteptam cu nerăbdare ziua în care trebuia să mă urc în avion și să mă întorc. Dar a doua oară a fost un pic mai ușor. Prima dată nu știi unde te duci, ce faci, care e programul, dorul de casă, dorul de părinți, de prieteni, de asta te dărâmă. Dar a doua oară, când am fost deja, mi-am făcut prieteni, cunoștințe, mi-a fost mai ușor. Apropo de program, ce program are Ramona Vița? Zilnic, așa, cum se derulează o zi din viața Ramonei Vița? Păi atunci când nu cânt, când nu cânt, când nu sunt pe scenă sau... Deci când nu cânt, să mă comport la fel ca orice femeie. Deci sunt mamă, soție, mă ocup de tot. Deci de curățenie, de casă, de absolut de orice, de toate lucrurile care se ocupă. Îți petreci mult timp în bucătărie? Destul. Destul. Ai vreo plăcere așa să gătești la bucătărie, da, anume? Ce m-am mâncăruri? Specializat acum în mâncarea chinezească. Ai, lasă-mă. Mâncare chinezească? Da. Și eu mâncat cu bețișoarele? Nu, n-am învățat să mănânc cu bețișoarele și nu cred că voi învăța vreodată. Dar am învățat să gătesc mâncare chinezească tot în Statele Unite. Deci de acolo am furat rețetele și de fapt nici nu pot să spun că le-am furat. Le fac așa, deci după gust. N-am mâncat niciodată la tine, dar am băut o cafea extraordinară la Reșița, la Ramona Vița. La cafea ai nu. Vreun secret? La cafea nu sunt. Mie mi-a grozavă. Plăcut. Eu am învățat să fac cafea de la Puiu Țăicu. La el îți place mai bună cafea din Reșița. Cine, fata mea, mă, ca la sufletul din mine.
mașcău, canta mea, sufletul meu. Au ce iubesc și cât faș rău, canta mea, sufletul meu. Așa cum am vrut eu, fata mea mână. Ai crescut pe gândul meu, fata mea mână. Au, nu s-au legat grijile și uce strălile. Au, nu s-au legat grijile și uce strălile. Și parcă mă văd pe mine, fata mea mână. Au, când ce-am făcut să fi vrut, n-am să mâna-i așa mult. Au, când ce-am făcut să fi vrut, n-am să mâna-i așa mult. Rele, fata mea mână. Au, până și glasul ia meu și când râd parcă râd el. Au, firea mea ai moșenit, fata mea vis împlinit. Au, până și glasul ia meu și când râd parcă râd el. Au, firea mea ai moșenit, fata mea vis împlinit. Turnee în țară, spectacole. Au fost multe. Multe turnee au fost cu Vox Banatul, pentru că noi suntem angajați. Apropo de Vox Banat, îți place atmosfera? Da. Care este în interiorul ansamblului Vox Banat? Da, îmi place. Chiar ieri la un interviu la Olavița am fost întrebată relațiile dintre mine și ceilalți colegi din studio și din afara studioului. Am spus și acolo și o să spun și aici. Eu întotdeauna am fost și voi fi o colegă bună pentru cei din interiorul studioului și pentru cei din afară. Îmi place să fiu așa. Nu dușmănesc pe nimeni, nu invidiez pe nimeni. Sigur, probabil că am și eu dușmani. Este firesc, orice om are chiar dușman. Chiar Țeicu are un text, nu? Cine nu are dușman, da, nu... Face doi bani. Face doi bani, cam așa. Așa este. Dar pe mine nu mă deranjează. Deci eu văd de drumul meu, de calea pe care mi-am ales-o și nu plec urechea la zvonuri, la bârfe, la chestii din astea. Ramona Vița interpretează foarte bine și foarte frumos cântecele de folclor bănățean. Mai acum câteva luni în urmă, pare mi se înainte de sărbători, studioul Vox Banat din Reșița a imprimat un album cu cântece sărbești, cu text românesc. Da. Se petrece să nu mai mor, nu? Se spune de petrecere, nu? De petrecere. Sau comercial. Se spune. Sau cum, eu știu, cum vrei să le spui. Ce-ți place să cânti mai mult? Folclor. Îmi place folclor, îmi place muzica bănățeană, cânt și alte zone, fără chiar nicio problemă. Te-am văzut la o petrecere, la Timișoara Paremiță, unde erau mai mulți invitați din mai multe zone. Ramona Vița a cântat toate zonele. Da. Bihor, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia. Păi, eu cred că orice solist care se respectă trebuie să știe să cânte de toate. Ar trebui să cânte zonele noastre și nu zonele alte. Nu neapărat, deci numai folclor și numai zone. Deci să știe să cânte orice, muzică ușoară, nu? Pentru că te confrunți cu tot felul de probleme, de chestii. De exemplu, peste hotare se cântă de toate.
Și dacă te duci acolo, nu poți să te faci de râs. Trebuie să știi să ai cultură muzicală. Deci nu neapărat cultură muzicală, deci folclor. Sau muzică populară. Trebuie să știi de toate, să vezi. Mai devreme ori mai târziu, bătrânețele le știu. Și stau acum s-o apus. Nu știa nicum s-or dus. Și stau acum s-o apus. Ce-ai petrecut? Nici urta cu nucioșu în viață și-ai petrecut. Mult ce petreci pe pământ, lume vai, viața strece ca un gând. Mult ce petreci pe pământ, lume vai, viața trece ca un gând. Bun și rău în viața ai tras, cu copii ai rămas. Cu ei zău îți dă la mar, și nu trăiești în zădar. Bun și rău în viața ai tras, cu copii ai rămas. Cu ei zău îți dă la mar, pentru că ești mai apropiată de Simeon Țeicu, ai idee când va fi un spectacol în Lugos cu studioul Vox Banat și Ramona Vița? Nu știu, bănuiesc că în curând. Nu, n-am discutat tema asta. Dar ar trebui discutată, nu? Pentru că ai ne e și frică să mai încercăm ceva, pentru că totul merge prost. Și spectacolele de asemenea. Bine, tu știi aici, la Lugos întotdeauna spectatorii au fost trup și suflet pentru folclorul bănețan. N-aș vrea să... Deci nu era vorba de Lugos. La Lugos eu întotdeauna m-am simțit bine și Lugosul rămâne pentru mine ceva special. Aici m-am simțit... Nu știu, n-am cuvinte să exprim... La lansarea mea de casetă au fost 400 de persoane, fără să fie spectacol, fără nimic. La reșit au fost 10. Deci a fost ceva nemaipomenit. Nu știu, probabil că la Reșița este un oraș, nu neapărat de bănățeni. Sunt și bănățeni, dar au invadat, mă rog, alte din alte zone ale țării. Pentru că te-am întrebat mai devreme și nu mai răspuns. Care a fost sau încă mai este idolul tău? Idolul meu a fost, este și va fi Nicoleta Voica. Cine mă ascultă și cine mă vede chiar, pentru că multă lume spune că seamăn cu Nicoleta Voica,
va ști întotdeauna care mi este modelul. Bine, am încercat acum să mă detașez puțin de ea, să-mi creez o personalitate a mea, un repertoriu al meu, pentru că așa este normal, așa trebuie să fie. Fiecare om trebuie să, fiecare solist trebuie să aibă personalitatea lui. Și acum, deci îmi place să o ascult, îmi place să o văd, să stau de vorbă cu ea. O iubesc din tot sufletul, am avut multe de învățat de la ea și mai am încă, și nu numai eu, cred că toți soliștii au de învățat. De la cei care au fost înainte, deci de la... Înaintașii noștri înaintea care au purtat cântecul bănățan cu mândrie. Ce fel de fire ești? Îți faci ușor prieteni? Nu. Nu? Nu. Păi ești așa mai rece, mai... Nu știu, sunt o fire așa, mai... Nu distantă, mai... Nu știu, nu pot să exprim. Deci nu sunt așa comunicativă, la prima vedere. Dar când m-am împrietenit cu cineva și când am legat, dacă am legat o prietenie cu cineva, este de durată, este trainică. Prietenia adevărată. Poate multă lume spune că sunt, sau crede că sunt, eu știu, înfumurată, încrezută, închipuită. Da. Nu? Nu este așa. Sunt întotdeauna emoționată, sunt... Asta niciodată nu lipsește emoția. Sunt rușinoasă, greu mă adaptez într-un mediu, dar când m-am adaptat, e totul ok. Mai mult, atât decât vișor, dacă ai fi avut.
Ce planuri de viitor ai mai avea? Planuri de viitor? Păi, deocamdată, acum am scos albumul. Început, iartă-mă, ați început să vă construiți o casă în Reșița, nu? În ce stadiu ridicat-o, am ridicat-o. Acum urmează finisările, asta va fi greu, dar încet așa. Cu ajutorul Dumnezeu? Cu ajutorul Dumnezeu, așa. Se va termina. Pe plan personal, mai ai altceva? Păi... Nu, deocamdată nu am nimic, nu pot să mă gândesc la nimic. Totul este legat de fetița mea care a început clasa 1, urmează clasa 2 și mă gândesc cu groază la ce mă așteaptă, pentru că mie îmi revine sarcina de a face lecțiile cu ea, chiar de a lucra cu ea, pentru că am dat-o la pian și este foarte greu. Dacă se întâmplă vreodată, să zicem, ca un, niște oameni care vor să te ia la o nuntă să cânți, dar fără petrică. Nu, accepti? Nu mă duc. Nu mergi? Nu, n-am fost. Nu mergi că nu te lasă petrică? Nu. Sau... Așa consider eu că este normal. Dacă amândoi suntem o familie de muzicanți, amândoi cântăm, consider că este normal să mergem împreună. Dar eu el merge fără tine și dacă... la familie. Nici el. Nici el? Nici el. Păi de ce? Așa a fost înțelegerea de la început și nu vrem să ieșim din tiparul ăsta. Și puteam să merg chiar în Statele Unite, în Australia, puteam să merg fără el de foarte mult timp. Dar am refuzat. Și Dumnezeu ne-a ajutat să mergem împreună. Să vă ajute și în continuare. Casete, compact discuri, imprimări, noi imprimări. Noi imprimări, nu știu, deocamdată nu. Poate Petrica o să scoată, nu mai vreau să spun, că să promitem, pentru că întotdeauna promitem și niciodată nu reușim să ne ținem de cuvânt, mai ales când dăm termeni acum sau la Paști sau la Crăciun, numai. Deci el urmează să facă o casetă instrumentală, pentru că el s-a cam neglijat. De când ne-am căsătorit, n-am mai înregistrat nimic. A pus mai mult suflet pentru tine? Da, da, așa spune. Deși nu este chiar așa. Pune suflet, într-adevăr. De ce nu este chiar așa, Ramona? Pentru că melodiile, toate melodiile îi aparțin, nu? Așa este, vezi? Pune suflet. Deci nu la asta mă refer. Dar, deci nu eu i-am luat tot timpul. Deci timp să facă și el casete avea. Dar este un pic comod. Și după ce facem o casetă, ne culcăm amândoi așa pe ureche și nu-i bine. Dar asta este. Deci cam o casetă pe an, că scoatem este extraordinar. Inima mea-i rupe de mai părăsi. Viața n-ar fi viață de nu mai iubi. Inima mea-i rupe de mai părăsi. Mi-ar fi dor de cine și ce-aș aștepta. Patima să-ți treacă, să ce pot avea. Ce-aș rupe de lume să fii doar al meu. Să pun stăpânire pe suflet. Dragostea furată de mai înșelat, rătășirii în viață eu ți-l mi-aș ierta. Dragostea furată de mai înșelat, rătășirii în viață eu.
eu ți le-aș ierta. Mi-ar fi dor de cine și ce-aș aștepta. Patima să-ți treacă, să ce pot avea. Și-aș rupe de lume să fii doar al meu. Să pun stăpânire pe sufletul tău. Mi-ar fi dor de cine și ce-aș aștepta. Patima să-ți treacă, să ce pot avea. Ce-aș rupe de lume, să fii doar al meu. Să pun stăpânire pe sufletul tău. Mi-ar fi dor de cine și ce-aș aștepta. Patima să-ți treacă, să ce pot avea. Și-aș rupe de lume, să fii doar al meu. Să pun stăpânire pe sufletul tău. Mi-ar fi dor de cine și ce-aș aștepta. Patima să-ți treacă, să ce pot avea. Și-aș rupe de ce alte gânduri pentru viitorul apropiat mai are Ramona Vița? Gânduri. Nu, refuz să-mi fac gânduri. Dar planuri. Apropo de planuri, apropo de proiecte, pentru că am vorbit mai înainte de proiecte. Am uitat, deci la acest album va urma o casetă video. Poate trebuia atunci și imediat să o lansăm pe piață, dar fiind iarnă, nu prea am avut ce să filmăm. Natura este moartă și așteptăm acum după Paști să înflorească pomii, să verdele ăsta crud, vrem să-l prindem și va ieși în curând pe piață. Cu siguranță iubitorii muzicii populare bănățene din Logoz și din împrejurim o așteaptă cu nerăbdare pe Ramona Vița într-un spectacol la Lugoj. Să ne ajute Dumnezeu să putem să venim aici la Lugoj. Cum am mai spus, eu iubesc foarte mult Lugojul și pe lugojeni. Lugojul a fost pentru mine o rampă de lansare. Cum am spus aici, la lansarea mea de casetă, au fost 400 de persoane. Nici nu m-am așteptat când am intrat în sala aceea. S-a ridicat părul pe mine, așa, a fost o emoție nemaipomenită, am simțit. Mai ales pentru că pare mi să prima lansare a fost la Reșița, da. La Caransebe și da, la Lugoj, ultima dată. La Reșița erau mai puțini, și la Caransebe. La Reșița au fost foarte puțin. Foarte puțin. La Caransebe au fost destui, dar... Și aici când ai văzut niciunde nu m-am simțit iubită aici. Și de apreciată ești. Iar apoi la Ruga. De când e Ruga? La Sfântul Pătru? Nu la Sfântul Pătru. La Sfânta Maria. Sfânta Maria. 8 septembrie. La Rugă am văzut marea aceea de oameni și mi-a venit să cred. A fost așa, am simțit ca Michael Jackson. Thank you.
și de ani să adun, să trăiești al mult și bun, fericirea ei să adun, lângă-i tăi pe care îi iubești, la 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 la. Și viața de-n plin să o trăiești, la 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 la. S-ai dușman mai slab ca cine, învață să-ți se-nchine. S-ai dușman mai slab ca cine, învață să-ți se-nchine. Și totul deasupra lor să fii, la 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 la. Durerea nici când să nu o știi, la 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 la. Ce de viață lungă, nici un rău să nu ce ajungă. S-ai parce de viață lungă, nici un rău să nu ce ajungă. Să iubești și tu să fii iubit, la 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 la. Să trăiești în viață fericit, la 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 la. Ce îmbătrânească, ani să nu se grăbească, ca să ce îmbătrânească, să stea vremea să rămână în loc, la 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 la. Și de toți ai drag să ai noroc, la 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 la. Nici când durerea să nu o știi, la 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 la. Stai în viață numai vezi, Ramona, unii din prietenii noștri comuni spun că așa ca și în Caraș nu este niciunde. Iată că și în Lugoj zic că îi mai și... La cine te referi? La Puiuțeicu? La Puiuțeicu, da. El exact. Susține Carașul. Bine, fiecare unde este născut, unde a crescut, unde a copilărit, nu? Locurile natale le laudă. Și eu am născut în Caraș și iubesc Carașul, cărășenii, dar iubesc și Timișul, iubesc și Lugojul, iubesc toți bănățenii. Îi dau dreptate la Puiu Țeicu când spune că în Caraș Severin s-au născut și se nasc cele mai mari valori ale cântecului popular bănățean. Aici are perfectă dreptate dacă stăm puțin să analizăm evoluția muzicii populare bănățene, de la Aurelea Făturăduțu, Achim Nica, Iosif Ciocloda, Ana Păcătiuș, Nicoleta Voica, Ramona Vița, Nicu Novac. Deci iată câte valori a dat Carașul. Dar nu putem spune că Timișul nu a dat, dar parcă nu sunt chiar așa are, de valoroase are, ca... Are valori. Da, și Carașul mai este avantajat dintr-un punct de vedere, deci al peisajului. Peisaje frumoase ca acolo, în puține locuri am văzut. Sunt convinsă că și aici sunt, probabil că nu le cunosc, dar cele mai multe s-au adunat acolo în Banatul de Munte. Telespectatorii pot vedea pe peisajele din Caraș, pe casetele video realizate de Puiu Țeicu, de studioul Vox Banat, a ta, a Nicoletei Voica, de la Vox Banat, Nicu Novac. Care cântec ți-e mai drag de pe ultimul album? Ai așa o predilecție pentru un cântec? O să-ți spun... Mie îmi place unul. Numai unul? Nu, cel mai mult. Viața n-ar fi viață. Da, și mie îmi place, îmi plac toate. Nu mi s-a mai întâmplat până acum.
ca pe un album, pe o casetă, să îmi placă toate melodiile. Chiar pe caseta precedentă, cea care a avut așa un mare succes și a fost ca o răbufnire așa pentru marele public, mie mi-au plăcut doar câteva piese. Consider că această casetă este cu mult superioară celei dinainte și cine o va asculta cu atenție, probabil că o să-mi dea dreptate. Deci este părerea mea de artist și de profesionist, îmi place să spun așa. Este normal ca fiecare solist să meargă înainte, să aducă deci spre mai bine, sau cel puțin dacă nu poate să urce, cel puțin să se mențină acolo pe linia de plutire. Dacă cobori, este rău. Dar această casetă este deosebită prin linii melodice, prin, și prin texte, deși textele, subiectele textelor se repetă, pentru că asta cere marele public, asta cer televiziunile la dedicații muzicale cu fata, cu mama, cu tata, cu prietenii, cu satul. Asta este. Asta este, da. M-ai întrebat care melodie îmi place cel mai mult. Dacă ar fi să aleg dintre toate, cel mai mult și mai mult îmi place Acasă la Maica Bătrână. Sunt convinsă că cine va asculta caseta o să-mi dea dreptate în ceea ce am spus. Probabil că, deci nu probabil, sigur, aici la Lugoj s-a făcut o prea puțină reclamă acestei casete față de cealaltă. Pentru că nu am avut filmări așa cu este, tine până acum. Asta a fost. Dar o de acum înainte și greșeala, greșeala a fost și din partea noastră, pentru că am scos acest album fără reclamă sau cu prea puțină reclamă. Nu o să mai repetăm această greșeală, pentru că reclama e mama comerțului și e păcat ca un album care este atât de bun să se piardă sau să moară. Și trebuie să-mi depășesc recordul. Nu va muri, Ramona, un album de muzică populară, de folclor, nu va muri niciodată, dar, pentru că nu e ceva trecător. Mă doare că ceva care este mai bun decât un album care este mai bun decât cel dinainte, să nu fie apreciat de marele public la fel de mult, și dacă nu mai mult, la fel de mult ca... De ce spui tu că nu este apreciat, Ramona? Uite, până acum, cel puțin televiziunea Europa Nova din Lugoj nu a avut nicio filmare de pe noul album. Da. A cui este greșeala? A noastră, v-am a publicului? Am spus, că nu a publicului. Deci, nu. Sau nu, dar sunt convinsă a televiziunii, că, nici a televiziunii. Că nu toată lumea cunoaște că acest album a ieșit pe piață. De acum înainte o să cunoască. Ai două doine aici, pe ultimul album. Fie omul ca și-l munce, e o doină extraordinară. Cealaltă... Da, textul este extraordinar și melodia este jăloasă, așa cum îmi place mie, dar textul este, nu știu, ceva ireal de frumos. Thank you.
altă doină, cât e banatul de mare, o doină tradițională. O doină tradițională, doină care am preluat. De ce te-ai gândit să... Nu știu, probabil că mi-a plăcut foarte mult. Am învățat-o în Statele Unite ale Americii de la românii din diaspora. Mi-a plăcut foarte mult. Eu aici, în România, n-am auzit-o, n-am știut cine o cântă și nici acum nu știu cine a cântat-o. Cu părere de rău sau spre rușinea mea, nu știu cine a cântat-o. Am învățat-o acolo, mi-a plăcut foarte mult și am considerat că merită să fie readusă în actualitate această doamnă. Apropo de preluarea cântecelor, noi am avut o interpretă pe care nu o va egala nimeni, niciodată. O interpretă care, de câte ori o ascult,